Abandonul sau depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor nu este trecută cu vederea, spun reprezentanții primăriei Timișoara. Trei firme de construcție au fost amendate cu câte 40.000 de lei fiecare pentru gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor pe șantierele de lucru. Poliția locală din Mișoara a aplicat amenziile, iar pe lângă sancțiunile financiare, companiile au și obligația de a sorta și preda corespunzător deșeurile. Este esențial să înțelegem că gestionarea corectă a deșeurilor este o responsabilitate pe care o purtăm cu toții. În ultimele trei săptămâni, alte 25 de șantiere au primit numai puțin de 34 de amenzi, în valoare de 81.500 de lei. Facem apel către toate firmele din domeniul construcțiilor să respecte cu strictețe regulile privind gestionarea deșeurilor și împreună să colaborăm pentru a păstra orașul curat, transmit reprezentanții primăriei Timișoara.